Am vrea să facem o retrospectivă profetică. Unde ne aflăm, ce ne stă înainte și pentru ce trebuie să ne pregătim. De multe ori ne calculăm viața și ne punem ținte fără a ține cont de Dumnezeu și de cuvântul Său. Dacă am ști, de exemplu, că Domnul Iisus Hristos ar veni în anul 2022, vreau să vă întreb, nu e așa că altele ar fi preocupările noastre și țintele noastre? Dacă am ști că un eveniment major s-ar întâmpla în anul care ne stă înainte, nu e așa că altfel ne-am calcula viața, obiceiurile și felul de a trăi? E bine, de aceea cred că la început de an este bine să facem o retrospectivă profetică. Unde ne aflăm, către ce ne îndreptăm și cum ar trebui să ne pregătim. Pentru lucrul acesta, vă invit să deschidem Scriptura în cartea Apocalipsa, cea mai profetică, am putea spune, carte a Bibliei, ultima carte, și să citim câteva pasaje care... versete care vorbesc concret despre timpurile în care trăim. Cu tinerii am început să studiem cartea Apocalipsei și de curând am ajuns la capitolul 7. Însă în contextul acesta am dat peste un pasaj din Apocalips capitolul 6 pe care aș vrea să-l analizăm împreună în detaliu, pentru că prezintă timpurile pe care noi le trăim astăzi. Apocalips capitolul 6, de la versetul 12 până la versetul 17, este prezentată a șasea pecete din cele șapte care au fost deschise de Domnul Iisus Hristos. Și pecetea a șasea prezintă exact timpurile pe care noi le trăim astăzi și evenimentele care preced cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Și spune așa, versetul 12 în continuare. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum ca smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Pecetea a șasea este pecetea care surprinde ultimele evenimente din istoria pământului acestuia. Sunt câteva evenimente terestre care au să se întâmple înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos și este de asemenea evenimentul propriu-zis al venirii Domnului Iisus Hristos. Ne aflăm, frații mei, în momentul acesta între versetul 13 și versetul 14. Versetul 14 descrie momentul în care cerul se deschide și Domnul Iisus Hristos vine pe pământ, iar cei necredincioși se ascund ca să nu-L vadă pe Domnul Hristos. Însă în momentul acesta, pentru că a spus că vrem să facem o retrospectivă profetică, aș vrea să vorbim cu precădere despre versetele 12 și versetul 13. Înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos, sunt câteva semne despre care Biblia spune că trebuie să se întâmple. Din toate aceste semne aș vrea să vorbim despre trei. Biblia spune că înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos, soarele se va întuneca, luna se va înroși ca sângele și stelele vor cădea din cer, spune Biblia,
cum cad smochinele verzi din pom. Despre aceste trei evenimente aș vrea să vorbim și să analizăm atât din punct de vedere biblic, cât și din punct de vedere al istoriei, dacă evenimentele acestea au avut loc sau urmează să se întâmple. În discuțiile pe care le am adesea cu creștini de diferite denominațiuni, când vorbim despre timpurile pe care le trăim astăzi, sunt foarte mulți creștini fiind care spun lucrurile au mai fost și vor mai fi. Cum spune Solomon, ce a fost, va mai fi. Și ce este, a mai fost. Când vorbim despre semnele venirii Domnului Iisus Hristos, cei mai mulți oameni se gândesc la războaie, ciumi, cutremure de pământ și foamete. Și mulți oameni își spun, n-au mai fost lucrurile acestea? Au fost războaie mult mai mari decât cele care sunt astăzi. Au fost foamete mult mai mare decât ceea ce întâlnim astăzi. Ne confruntăm astăzi la nivel mondial cu această pandemie, dar sunt mulți creștini care spun, ciuma neagră a fost mult mai serioasă și mai gravă decât lucrurile cu care ne confruntăm noi astăzi. Se presupune că aproximativ 50% din populația globului a murit din cauza ciumei negre. Să compari pandemia cu ciuma neagră, nu prea merg comparațiile. Și atunci mulți oameni se întreabă și pun această întrebare care este de bun augur. Trăim cu adevărat vremurile sfârșitului? Dacă lucrurile despre care citim în Biblie au mai fost și parcă vor mai fi, semnele despre care vorbim sunt de fapt semnele sfârșitului sau nu? De aceea, frații mei, aș vrea în această ocazie să analizăm aceste trei semne pe care Biblia le prezintă ca fiind inedite și care se vor întâmpla înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Cu ocazia aceasta vom citi mai multe pasaje biblice, pentru că vreau să vedem concret ce spune Biblia, ca să nu greșim identificarea lor. De aceea, toți aceia care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să o luați, pentru că vom citi împreună câteva versete biblice, ca să vedem cum se împlinește profeția și cum ar trebui să citim Biblia pentru a analiza lucrurile care se întâmplă. Frații mei, ceea ce vom face acum este de fapt un exercițiu pe care trebuie să-l facem de fiecare dată când vrem să aflăm răspunsul la întrebarea, este ceea ce se întâmplă o împlinire a profeției? Sunt foarte mulți oameni astăzi care, de exemplu, vorbesc despre vaccin ca fiind semnul fiarei. Dar mulți dintre ei nici măcar n-au deschis odată Biblia să vadă ce spune Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul fiarei. Pentru că sunt mai multe caracteristici pe care semnul fiarei trebuie să le îndeplinească ca să fie o împlinire a profeției. Ei bine, astăzi, la început de an, vă invit să facem un exercițiu asupra unei profeții biblice ca să vedem dacă evenimentul istoric îndeplinește profeția biblică. Primul eveniment care trebuie să preceadă cea de-a doua venire a Domnului Hristos, conform la Apocalips, capitolul 6, cu versetul 12, este acela ca soarele să devină negru ca un sac de păr. Cu alte cuvinte, soarele trebuie să se înegrească. Un întuneric, ce ar putea să fie altceva. Biblia vorbește deseori despre întuneric și despre întunecarea soarelui. Pentru ca să identificăm evenimentul acesta în istorie, trebuie să vedem ce spune Biblia mai exact despre el. Un prim aspect și o primă caracteristică de care trebuie să ținem cont în a identifica acest eveniment se găsește în Isaia, capitolul 13, cu versetul 10. Isaia, capitolul 13, cu versetul 10, spune astfel.
Și aș vrea să citim. Când soarele se va întuneca, cum se va întâmpla lucrul acesta? Isaia 13:10 spune așa, căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca când? La răsăritul lui. Cu alte cuvinte, pentru ca evenimentul acesta să fie o împlinire a profeției biblice, trebuie ca soarele să răsară și întunecarea lui să se întâmple după răsărit. Ăsta este primul eveniment. A existat vreodată în perioada recentă vreo zi în care soarele să răsară de dimineață, să fie o zi senină și după aceea dintr-o dată soarele să se întunece? Este prima caracteristică pe care Biblia o prezintă cu privire la soare ca fiind un semn că a doua venire a Domnului Hristos trebuie să se întâmple. Prima caracteristică, răsărit senin și după aceea soarele să se întunece. Cea de-a doua caracteristică o găsim în cartea lui Ezechiel, capitolul 32, de la versetul 7. Citim următoarele. Ezechiel, capitolul 32, cu versetul 7. Spune așa. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și le voi întuneca stelele. Voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. A doua caracteristică pentru ca evenimentul acesta care vorbește că revenirea Domnului Hristos se va apropia este ca soarele să se întunece după răsăritul lui și lucrul acesta să se întâmple printr-un nor foarte gros. Ați văzut cum spune textul? Le voi întuneca stelele, voi acoperi soarele cu nori. Sunt două caracteristici până acum, frații mei. Și în felul acesta evaluăm orice profeție biblică. Vedem elementele pe care le prezintă Biblia. Unu, lucrul acesta trebuie să se întâmple după răsăritul soarelui și doi, acopere. Acest eveniment trebuie să se întâmple printr-un nor care trebuie să acopere soarele. Cea de-a treia caracteristică, Amos, capitolul 8, cu versetul 9. Amos, capitolul 8, cu versetul 9. Amos, capitolul 8, cu versetul 9, spune astfel. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul în ziua în amiaza mare. Frații mei, care sunt cele trei elemente care trebuie să fie regăsite în evenimentul acesta al întunecării soarelui, ca el să constituie o avertizare că revenirea Domnului Hristos este aproape? Care sunt? 1. Răsăritul trebuie să fie luminos, cerul trebuie să fie clar și după răsăritul soarelui, cerul trebuie să se întunece, soarele trebuie să se întunece. 2. Întunecimea aceasta trebuie să se producă printr-un nor gros care va acoperi soarele și nu va fi o întunecime cum se întâmplă în Marea Britanie. Ați văzut când este nor toată ziua și e așa întunecat. Nu, trebuie să fie un întuneric asemeni nopții. Și a treia caracteristică este aceea că întunericul cel mai dens va fi la amiază. Când soarele trebuie să fie cel mai luminos, de fapt, afară este cel mai întuneric. Sunt trei caracteristici. Și acum urmează următorul lucru. Identificăm lucrurile acestea. Dar când trebuie să se întâmple? Când trebuie ca soarele să se întunece, ca lucrul acesta să fie, de fapt, o împlinire a profeției biblice? Însuși Domnul Iisus Hristos a prevestit evenimentul și momentul exact din istorie când soarele trebuie să se întunece. Și atenție, pentru lucrul acesta deschidem Biblia în Matei, capitolul 24,
Și citim împreună versetul 29, Matei, capitolul 24, cu versetul 29. Spune așa, Matei 24 cu 29. Soarele trebuie să se întunece, spune Biblia în felul următor, îndată după zilele acelea de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Când trebuie să se întâmple evenimentul întunecării soarelui? Îndată după zilele acelea de necaz. Din punct de vedere al profeției biblice, zilele de necaz sunt descrise în Daniel, capitolul 7, cu versetul 25. Este perioada de 1260 de zile de dominație papală, timp în care profeții lui Dumnezeu, cei credincioși, vor fi persecutați. Daniel, capitolul 7, cu versetul 25, spune așa, profeția cu privire la apariția puterii papale, spune în felul următor, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. O vreme înseamnă un an, două vremi înseamnă împreună trei ani și o jumătate de vreme înseamnă trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate, dacă ar fi să-i calculăm în zile, înseamnă 1260 de zile, adică în limbaj profetic 1260 de ani. Fiți atenți, frații mei. În anul 538 începe această perioadă și dominația papală durează până în anul 1798, când generalul francez al lui Napoleon Bonaparte l-a luat rob și l-a detronat pe papă în anul 1798. Deci, cu alte cuvinte, frații mei, întunecarea soarelui, ca să reprezinte împlinirea profeției biblice, trebuie să se întâmple conform cuvântului Domnului Iisus Hristos în contextul și în jurul anului 1798, când perioada de persecuție papală, Marele Necaz, așa cum este numit în Scriptură, avea să se încheie. Și caracteristicile trebuie să fie următoarele. Ziua să fie, răsăritul să fie luminos, clar. Soarele să înceapă să fie întunecat după răsăritul soarelui și conform pasajului biblic, un nor trebuie să-l acopere. Și trei, la amiază, când soarele ar trebui să fie cel mai strălucitor, de fapt va fi cel mai întuneric. Vreau să vă citesc cu ocazia aceasta evenimentul care s-a petrecut în data de 19 mai 1780. Întregul continent american, America și Canada, partea de nord a întregului a continentului american, s-a întunecat. Și descrierile vremii vorbesc despre faptul că lucrul acesta nu s-a întâmplat din cauza unei eclipse de soare, un lucru natural, ci soarele s-a întunecat dintr-un motiv pe care oamenii de știință nu pot să și-l explice. Au încercat tot felul de explicații, dar concluzia majorității este că lucrul acesta s-a întâmplat de nicăieri. Aș vrea să vă citesc câteva mărturii care au apărut în ziarele vremii imediat după această zi, 19 mai 1780. O împlinire a profeției care vorbește că revenirea Domnului Hristos este aproape. Zice așa, un martor ocular care trăia în Massachusetts descrie evenimentul în felul următor. Dimineața,
soarele a răsărit pe un cer curat, dar în scurtă vreme a fost acoperit. Norii au coborât negri și amenințători și din ei izbucneau fulgere și se rostogoleau tunete. Cu alte cuvinte, dimineața a fost frumoasă. Răsăritul soarelui a fost normal, era o zi senină, dar de nicăieri a apărut un nor care a întunecat ziua. Vă citesc mai departe. Profesorul Samuel Williams din Cambridge, Massachusetts, spune așa: timpul apariției acestui întuneric extraordinar a fost între ora 10 și 11 a zilei de vineri, 19 mai 1780. Întunericul a apărut prima dată înspre sud-vest și părea că se apropie cu norii. În timp ce soarele se înălța spre amiaza zilei, se întuneca tot mai mult, iar intervalul 11-12, întunericul a fost cel mai dens. Și o altă descriere, la ora 12 întunericul a fost cel mai dens. În fiecare casă au fost aprinse luminile, cântecul păsărilor s-a oprit, cocoșii și-au cântat cântecul de culcare, găinile s-au retras în cotețele lor. Frații mei, ați observat descrierea biblică? Elementele care trebuiau să se întâmple pentru ca acest eveniment să vorbească că revenirea Domnului este aproape, care erau? 1. Răsăritul trebuie să fie normal? Soarele trebuie să se întunece după răsăritul soarelui? Un nor trebuie să-l acopere și întunecimea cea mai mare trebuie să fie când? La amiază! În data de 19 mai 1780, exact în contextul împlinirii celor 1260 de ani de persecuție, odată cu pecetea a șasea, Dumnezeu împlinește acest semn la literă. Nu putem să spunem că a mai fost sau că va mai fi. Evenimentul despre care vorbește Biblia are atât de multe caracteristici pe care Hristos le spune că trebuie să se împlinească și s-a împlinit la literă, încât nu putem să spunem că un alt eveniment ar putea să împlinească această profeție. Data de 19 mai 1780, primul dintre cele trei evenimente s-a împlinit. La timp, așa cum Domnul Iisus Hristos a profetizat. Cel de-al doilea lucru despre care citeam în Apocalipsa capitolul 6 era faptul că luna trebuie să se prefacă în sânge, să se înroșească. Haideți să vedem ce spune Biblia despre acest eveniment. Putea ca acest eveniment să se împlinească la 100 de ani distanță față de întunecimea cerului? Putea să se împlinească înainte ca soarele să se întunece? Când trebuia să se împlinească? Luca, capitolul 21, cu versetul 25, ne descoperă ordinea evenimentelor. Luna nu avea cum să se înroșească înainte ca soarele să se întunece, pentru că altfel n-ar fi putut să împlinească profeția. Luca, capitolul 21, cu versetul 25, spune așa: vor fi semne în soare și în lună și în stele, și pământul va fi și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu va ști ce să facă la auzitul urletului mării și al valurilor. În toate pasajele Bibliei, acolo unde se vorbește despre aceste trei evenimente ca semn al celei de-a doua venire a Domnului Hristos, întotdeauna ordinea este aceasta, frații mei. Soarele se întunecă, luna se preface în sânge și stelele cad din cer. Cu alte cuvinte, nu poate să fie altă ordine. Trebuie ca întâi soarele să se întunece, după aceea luna să se înroșească și abia după ce aceste două evenimente s-au împlinit, stelele să cadă jos din cer. Însă, este interesant,
Biblia nu se oprește aici și să ne prezintă doar ordinea în care ele trebuie să se întâmple, ci Biblia le și grupează. Și textul din Ioel, capitolul 3, cu versetul 15, ne spune următoarele. Ioel 3, cu 15. Zice așa, Ioel, capitolul 3, cu 15. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. Observați cum sunt grupate evenimentele? Soarele și luna își pierd strălucirea și după aceea, după aceste două evenimente se întâmplă, abia după aceea, stelele vor cădea din cer. Cu alte cuvinte, ordinea este următoarea. Soarele se întunecă, luna se întunecă și ea și abia după aceea stelele vor cădea din cer. Însă Biblia spune în felul următor. Luna nu poate să se întunece la 100 de ani distanță după ce soarele s-a întunecat. Ci aceste două evenimente trebuie să fie împreună. Cu alte cuvinte, în aceea zi. Ziua se întunecă și soarele și seara, noaptea, luna se înroșește. Și spune așa, de fapt aici textul spune că luna nu se înroșește, se înnegrește mai târziu, mai devreme, la început, și după aceea Ioel 2 cu 31 spune așa, Ioel 2 cu 31, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Sunt două caracteristici. În primul rând, luna se întunecă și după aceea se înroșește. Ascultați, frații mei, descrierea aceluiași eveniment din mai 1780. 19 mai 1780. Noaptea imediat următoare, după ce ziua s-a întunecat, după ce soarele și-a pierdut lumina lui. Zice așa, tot la fel, un martor ocular al evenimentului, în ziarul de-a doua zi scria următoarele. Noaptea zilei de 19 mai 1780 a continuat cu o noapte întunecoasă până la miezul nopții. Iar când luna a apărut, a fost de culoarea sângelui. Luna, care până atunci era acoperită de un nor gros, a apărut în jurul orei 3 dimineața și era de o culoare roșu închis ca a sângelui. Observați, frații mei, cum profeția se împlinește? Luna împreună cu soarele, amândouă, la început, se întunecă. Nu se întâmplă la 100 de ani distanță, ci așa cum Biblia a profetizat, aceste două evenimente se întâmplă una după cealaltă. Biblia spune, soarele întâi se înnegrește și după aceea luna. Nu s-a întâmplat invers, ci ordinea a fost întocmai. În ziua de 19 mai, soarele s-a întunecat și noaptea, la fel de întunecoasă, a continuat până la ora 3 dimineața. Și la 3 dimineața, când luna a apărut, a fost roșie ca sângele. Iar după aceea, ați observat că gruparea a fost soarele și luna, ele trebuie să înnegrească, și căderea stelelor este un eveniment aparte care avea să se întâmple mai târziu. În Apocalipsa, capitolul 6, cu 13, am citit textul acesta, dar îl voi repeta, spune, stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad zmochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Pe data de 12-13 noiembrie, noaptea dintre 12 și 13 noiembrie, 1833, în contextul împlinirii celor 1260 de ani, și acest eveniment se întâmplă aparte, de sine stătător. Uitați descrierea pe care oamenii vremii au prezentat-o. În noaptea dinspre 12 spre 13 noiembrie 1833, stelele au căzut cu miile. Anumite stații meteo au aproximat că aproximativ
200.000 de stele căldeau pe oră. Ploaia de stele s-a văzut din America până în Mexic. Stelele au început să cadă la ora 21 până la ora 24. Intensitatea a început să fie mai mare de la ora 2 până la 5 dimineața, iar apogeul a fost atins în jurul orei 4 și a continuat până la răsărit, când nu s-au mai văzut din cauza luminii soarelui. Frații mei, sunt trei evenimente pe care Biblia le prezintă că trebuie să se întâmple înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Sunt trei evenimente pe care Biblia și însuși Domnul Hristos le-a profetizat că se vor împlini în jurul datei de 1798. Și acestea sunt: soarele și luna să se întunece, soarele în amiaza mare și la amiază, când soarele ar trebui să strălucească cel mai tare, să fie de fapt cel mai întuneric. Și martorii oculari ai timpului spuneau și au descris, nu mai citesc lucrul acesta că e destul de târziu, spune că o pagină, o coală albă, dacă o țineai în fața ochilor la 5 cm în plină zi, nu puteai să distingi ce culoare este. Nu a fost doar o zi mohorâtă, ci a fost întuneric. Oamenii și-au lăsat lucru și în ziarele timpului au apărut a doua zi comentarii cum că a venit ziua judecății. Iar după ce aceste trei evenimente se întâmplă, Biblia continuă și spune următoarele. Ca să vedem, frații mei, cum se întâmplă și se împlinesc profețiile. Cu asta voi încheia. Apocalipsa, capitolul 7, la versetul 1 în continuare. După ce aceste trei evenimente cerești se vor împlini, Biblia spune că se mai întâmplă ceva înainte de venirea Domnului Hristos. Și ascultați, Apocalipsa capitolul 7, de la versetul 1, spune așa: după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fuseseră dat să vatăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Este interesant, extraordinară profeția biblică. După ce aceste trei evenimente se vor împlini, întunecarea soarelui, luna să se prefacă în sânge și stelele să cadă din cer, Biblia spune că au început să bată vânturile. Și după ce au început să bată vânturile peste pământ, un înger a venit și le-a spus: opriți vânturile! Pace, să fie pace, pentru că trebuie să punem pecetea pe fruntea celor credincioși. După data de 1798, planeta noastră s-a confruntat cu cele mai mari războaie care s-au întâmplat vreodată în istoria lumii. Au început să sufle vânturile pentru puțin timp. În urma primului război mondial, 1914-1918, se consemnează că 15 milioane de victime au murit. Cei mai mulți au fost oameni obișnuiți, nu soldați. Iar în timpul celui de-al doilea război mondial, 1939-1945, între 75 și 85 de milioane de oameni au murit. Un total de aproximativ 100 de milioane de victime. De ce? Pentru că în profeția biblică spune că după ce soarele se va întuneca, luna se va înroși și stelele vor cădea din cer, vânturile vor începe să sufle. În perioada celor de-a doi, primul și al doilea război mondial, frații mei, vânturile au suflat. Dar profeția nu se oprește acolo, ci spune că un alt înger a venit și le-a spus: opriți vânturile, să fie pace, să fie liniște pentru puțin timp. Cu ce scop? Ca să punem pecetea pe fruntea celor credincioși. Scumpii mei frați, de ce e pace și liniște astăzi?
Pentru că îngerul a oprit vânturile. De ce au fost oprite vânturile? Pentru ca pecetea lui Dumnezeu să fie pusă pe fruntea celor credincioși. Următorul eveniment despre care Biblia spune că trebuie să se împlinească este ca cerul să se facă sul și Domnul Iisus Hristos să vină pe norii cerului. Astăzi e pace, tocmai pentru ca acest eveniment să se împlinească și anume Evanghelia să fie propovăduită și pecetea să fie pusă pe fruntea celor credincioși. Scumpii mei frați, nu putem să spunem că ce a fost va mai fi și ceea ce este a mai fost. Evenimentele care au fost prezise în Biblie, că trebuie să se împlinească înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos, timpul exact în care ele trebuie să se împlinească, s-au împlinit la literă. Astăzi, Hristos are milă și pace și a oprit vânturile pentru ca eu și cu dumneavoastră să luăm o decizie de partea cui suntem. Biblia spune că vânturile vor începe să sufle din nou. Și de data aceasta, când vor începe să sufle, nimeni nu le va mai opri. Pentru că cei care sunt credincioși vor fi fost pecetluiți. În anul 2022 nu știm ce urmează, dar știm ce se apropie. Dacă vânturile vor începe să sufle în anul acesta, pecetea va fi fost pusă pe fruntea celor credincioși. Evenimentele care preced cea de-a doua venire a Domnului Hristos s-au întâmplat la literă. Conform peceții a șasea, după ce soarele se va înnegri, luna se va înroși și stelele vor cădea din cer, evenimentul care trebuie să se întâmple e a doua venire a lui Hristos. Și vreau să vă întreb, frați și surori, conștientizăm timpurile pe care le trăim? Conștientizăm că trebuie să luăm o decizie hotărâtă de ce parte suntem? Conștientizăm că acestea sunt timpurile în care pecetea este pusă pe fruntea celor credincioși? Conștientizăm că astăzi soarta noastră este hotărâtă pentru veșnicie? Este încă pace, pentru că Îngerul lui Dumnezeu a oprit vânturile. Dar în curând, vânturile vor fi dezlegate și vor sta în picioare doar cei care au primit pecetea lui Dumnezeu. Trăim vremurile sfârșitului. Să ne ajute Domnul să conștientizăm timpurile pe care le trăim. Și astăzi, când tragem linie, când începem un nou an, să ne facem planuri, ținând cont de lucrul acesta. Trăim vremea sfârșitului. Iisus e gata să vină. Pecetea urmează să fie pusă pe fruntea celor credincioși. Domnul să ne ajute să conștientizăm timpurile și să trăim în conformitate cu ceea ce vedem în Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul la aceasta și anul 2022 să dea Domnul să fie anul în care să-L vedem pe Domnul venind pe norii cerului. Amin.